Bună vestire, sau cum îi se mai spune în popor Blagovestenia, este sărbătorită de Biserica Ortodoxă pe 7 aprilie și este praznicul în amintirea zilei în care Sfântul Arhanghel Gavril a vestit Sfintei Fecioare că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Această sărbătoare vine cu o bucurie aparte. Din troparul sărbătorii desprindem următorul fapt. Astăzi este începutul mântuirii noastre. Astăzi Dumnezeu vrea să pogoare către omenire, ca omenirea să se ridice către ceruri. Și planul din veci necunoscut oamenilor al lui Dumnezeu, astăzi se va înfăptui, iar în acest plan este implicat și omul. Și anume, o fecioară din Nazaretul Galilei, Fecioara Maria, care a avut o viață curată și care de către Dumnezeu a fost pregătită. Astăzi, prin buna vestire adusă de către Arhanghelul Gavril, Maicii Domnului, de fapt Fecioarei Maria, care urma să devină născătoare de Dumnezeu, este adusă bucurie și veste bună întregii umanități. Arhanghelul Gavril a dialogat cu Fecioara Maria, astfel s-a simțit dialogul între curăția cerească și curăția pământească. Sărbătorită în fiecare an, în perioada Postului Mare, Buna Vestire este una dintre sărbătorile pentru care Biserica acordă dezlegare la pește, indiferent în ce zi ar cădea aceasta. Bucură-te cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, a rostit Arhanghelul Gavril și Maria s-a înspăimântat și a zis în sine ei, ce fel de închinăciune poate fi aceasta? Ea nu era obișnuită cu onorurile cineva să o aclame, ci doar știa să slujească la templu din Ierusalim, să aibă de plină smerenie și de plină ascultare. Deși în timpul când Arhanghelul Gavril i-a binevestit, ea era deja logodită cu dreptul Iosif. I-a întrebat, cum poate fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și Arhanghelul i-a spus, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Iubiți credincioși, această bună vestire pune începutul mântuirii neamului omenesc. Răspunsul Fecioarei Maria a fost unul smerit și îndeplină ascultare. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și în acel moment s-a urzit plăsmuirea Mântuitorului în pântecele născătoarei de Dumnezeu. Bucură-te, a rostit Arhanghelul Gavril Fecioarei Maria și această bucurie vine către toată lumea. Buna Vestire este prima sărbătoare confirmată în documente, dintre sărbătorile Maicii Domnului. Data acestei sărbători a variat la început. Astfel, unii o sărbătoreau în ajunul Bobotezei, iar în unele biserici din apus, ca cele din Spania, Galia și Milano, Buna Vestire s-a sărbătorit pe 18 decembrie. Iubiți credincioși, sărbătoarea Bunei Vestiri este plină de neasemuită lucrare dumnezeiască, intercalat fiind în această lucrare și omul. Fecioara Maria devine născătoare de Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu anunță că va veni pe pământ ca omul să se înalță către ceruri. În această zi de slăvită sărbătoare creștină, să o rugăm pe Maica lui Dumnezeu ca ea să ne fie ocrotitoare, ca ea să ne aducă doar vești mântuitoare de suflet pentru a noastră dăinuire, pentru a noastră mântuire. Amin.